Următorul meci pentru CSV Mezalo se va disputa mâine 16-11-2013, când va avea de înfruntat echipa Arcada Galați. În urma meciului disputat, CVM Constanța, echipa antrenată de Aurel Vlaicu, a coborât un loc în clasamentul campionatului masculin de volei Divizia 1 și a ajuns pe locul secund. Să sperăm că meciul de mâine le va aduce o nouă victorie care să-i ajute să-și recâștige locul. În ultima etapă, Arcada Galați a câștigat disputa cu Știința Explorări Baia Mare, acumulând un total de 9 puncte în clasament.